Domnule președinte, ecourile festivalului fotbalului teromanean ediția 2014 s-au încheiat de curând. Stadionul municipal din Roșiori de Vedea a găzduit al doilea an consecutiv acest eveniment. Asta pentru că formația pe care dumneavoastră o conduce, Sporting Roșiori de Vedea, s-a încununat pentru al doilea an consecutiv cu titlul de campioană județeană. Anul trecut era o dublă sărbătoare aici la Roșiori, pentru că vă adjudecați și câștigarea Cupei României în faza județeană. De data aceasta ați câștigat titlul. Foarte rar se întâmplă pentru o echipă din fotbalul județean, în momentul în care trece printr-un hop al ratării barajului, proiectul să continue și să mai câștige încă o dată titlul județean. Ce a avut Sporting Roșiori de Vede anul acesta și cum a plecat la drum și cum vă găsește acum finalul de sezon? În primul rând, bună ziua ascultătorilor noastre. Într-adevăr, după ratarea barajului de anul trecut, a fost un pic mai greu să strângem rândurile și să încercăm din nou să facem o echipă competitivă pentru a ataca din nou titlul. Greu, pot să spun că a fost foarte, foarte greu din toate punctele de vedere, dar având sprijinul Consiliului Local și a câțiva sponsori ai noștri, am reușit să ducem cu bine și acest campionat și să câștigăm. Ați câștigat titlul de campion județean într-o ediție de campionat de Liga a patra, poate mai valoroasă ca niciodată, cu trei pretendente la debutul sezonului pentru acest titlu de campioană. Și spuneați dumneavoastră într-o emisiune de la Sport Sud Special că la începutul sezonului, în toamna anului trecut, erați cam a treia cotată. Ați reușit să câștigați fără nicio înfrângere, o performanță mai bună decât cea de anul trecut. Acum eu vreau să vă întreb, barajul în ce situație vă găsește? Da, într-adevăr, dacă anul trecut am câștigat, să spunem așa, campionatul, am avut și câteva înfrângeri, două sau trei, dacă nu mă înșel, anul acesta am reușit să ne organizăm mult mai bine, să aducem câțiva jucători cu experiență și cred că aici am făcut diferența, printr-o bună organizare, prin seriozitatea cu care tratăm fiecare joc, prin stabilitatea financiară care am avut-o din partea Consiliului Local și a primării, astea au fost haturile noastre. Ați câștigat și competiția juniorilor. Aveți și o generație de mâine care se pregătește să facă pasul către echipa mare și care corespunde la momentul actual, eu știu, așteptărilor și nevoilor pe care le are echipa mare? Da, aici e o problemă mai delicată. Dacă acum 2 ani am jucat finala, acum 3 ani sunt semifinală, anul trecut am ajuns la zonă cu, să spun eu, și la ce s-a întâmplat acolo nu vreau să mai merg în spate, istorie pentru mine. Anul acesta am preferat ca cei 4-5 juniori care sunt vârfuri, în perspectiva cooptărilor pentru echipa mare, să-i dăm să-i împrumutăm să joace la echipe de Liga 4, echipe care fac antrenamente, și aici vreau să vă spun, gen Plosca, unde fac antrenamente, au un antrenor bun, au baza, infrastructura bună. Am preferat să-i împrumutăm la două, trei echipe, ca noi în vară să-i luăm pregătiți pentru a-i folosi la echipa mare, dacă avem nevoie să-i folosim la echipa mare. Anul acesta, din păcate, noi am, cum sincer vă spun, am câștigat competiția pentru că n-a avut cine să ne bată. Pentru că nu se pune foarte mare accent pe echipele de junior la Liga 4. În afară de Videre și ceva, un pic Alexandria, restul nu prea, nu au interes pentru echipele de junior. Nu știu ce se întâmplă. Noi totdeauna am pus accent pe lucrul acesta. Anul acesta, din păcate, am avut miercuri un joc cu o echipă foarte bună, Viitorul București, am pierdut 6-1. Mi-asum vina, atât eu cât și cei doi antrenori ar fi trebuie să se asume vina. Vom trage linie după meciul, jocul de astăzi, care va avea loc astăzi la București. Vom trage linie și vedem, în funcție de ce au făcut bun, ce au făcut rău, mai continuăm sau nu.
Tot legat de juniori, la momentul actual Sporting Roșior de Vede mai are jucători împrumutați care trebuie să se întoarcă la echipa mare și dacă da, cam cât sunt și ce, câteva nume pe care le puteți da, pe care să le vedem în tricoul lui Sporting. Unul știu și eu, e la Plusca. Nu, e unul, poate că, probabil că nu știți, unul este Ciuboc, unul dintre este Ciuboc, care a promovat cu CS Balotești în divizia B. Am avut o discuție săptămâna aceasta cu el și am spus în cazul în care câștigăm barajul și mergem la Liga, la Liga 3-a, va rămâne la Roșiori, vrem să-l aducem înapoi și pe Voicu. Cei doi sunt care îi văd eu că cred eu că ar putea să facă echipa față la echipa mare. Nu știu, nu depinde de mine, depinde de antrenor. Să vedem, discutăm după baraj dacă Cristi va mai rămâne sau nu. Convenția mea cu el a fost doar până în vară. Nu pot să spun foarte multe, dar numai după jocul de baraj. Până atunci ne pregătim și sperăm să fim cei care ne bucurăm pe data de 21 la 20, la ora 20 seara. Domnule președinte, aveți experiența unor astfel de meciuri, dacă ne gândim doar și la ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Aveați o echipă foarte bună anul trecut, Sportingul era și a rămas cea mai bună echipă a județului, a ratat însă la mustață, cum se zice, există nedreptăți în viață, în sport. O nedreptate a făcut ca acel autogol al lui Vișan, cred, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, să vă mențină în competiția fotbalistică a județului Telorman. Întâlniți, după părerea mea, o echipă care nu trebuie tratată deloc lejer, o echipă campioană a Bucureștiului, chiar dacă formată din foarte mulți jucători tineri. În primul rând vreau să mă întreb despre adversar, ce părere aveți despre adversar, ce știți despre adversarul de pe data de 21 iunie și dacă l-ați urmărit pe viu. Da, de urmărit, nu l-am urmărit, încep cu ultima întrebare, de urmărit nu i-am urmărit pentru că ei au terminat play-off-ul și atunci încă nu erau făcute împerecherile și n-aveam de unde să știm pe cine, cu cine vom juca. Dar avem foarte multe date, atât eu și cât Cristi, antrenorul echipei, am cules câteva date despre ei. Astăzi este la București cineva, am înțeles ca un meci cu campioana Giurgiului, este cineva la București să-i vadă pe viu și nu o să-i tratăm chiar cu așa mare larghețe, să spun așa, să avem indiferență, pentru că sunt într-adevăr, sunt o echipă tânără, o echipă cu mult, foarte mulți copii de 96-97 și au experiență trecând prin grupele de copii, făcând junioratul la Steaua, la Chiași, n-am înțeles, la Rapid. Nu cred eu că și sunt chiar așa de slabi, cum am eu spus unii, pentru că au câștigat totuși campionatul Bucureștiului, și care nu este un campionat chiar foarte ușor. Și pe deasupra, dacă țin minte, acum 3 ani sau 4 ani, mă rețin, și FCM Alexandria a câștigat în fanfan campionatul la județ și au clacat cu această echipă cu Comprest la baraj. Deci îi tratăm cu maximă seriozitate. Vreau să vă spun că noi toate meciurile le-am tratat cu maximă seriozitate. De-aia nici nu am pierdut niciun joc în campionatul județean. Indiferent că jucăm cu Buzescu, indiferent că jucăm cu Suhaia sau cu o echipă Comprest, noi tratăm jocurile toate la fel. Domnule președinte, sorții vă puteau aduce, zic eu, și un adversar ceva mai abordabil, indiferent de cum arată și cum se va prezenta în teren Comprest București, vom vedea pe 21 iunie. Totuși, cred că era cel mai de evitat adversar, campioana Bucureștiului. Făcuseți dumneavoastră o dată chiar la o ediție de Sportul Special, o listă foarte scurtă a campionelor care trebuiau fi evitate. Eu știu, campioana de la Pitești, campioana de la București, vorbea și de cea din Ilfov. Ați nimerit chiar cu campioana Bucureștiului. Ține norocul cu dumneavoastră sau nu? Nu, norocul ne-l facem noi, numai noi ne-l facem norocul. Vreau să vă spun că cu orice echipă poți la baraj, cu orice echipă pici, este un singur joc și se poate întâmpla orice. Deci, nu știu, de evitat. Anul trecut am dat cu Oltu, am spus că e cea mai slabă echipă, am avut o echipă bună, vedeți, am pierdut. A fost o, să spun așa, un dintr-o jumătate de ocazie. Eu, noi sperăm să ne pregătim, să fim concentrați. Avem, v-am spus, avem și câțiva jucători cu experiență. Dacă anul trecut am avut foarte, foarte mulți copii, 7-8 jucători sub 21 în teren, anul acesta avem câțiva jucători cu experiență și mă refer aici la Bocănete, mă refer la
Moșteanu, la Costel Bursan, jucători cu experiență care au trecut prin focul ligii întâi, a doua, și sper eu să aici să fim noi net superior la capitolul ăsta a experiență. Domnule președinte, site-urile de specialitate de sport din Telorman periodic anunță despărțirea sau fuga inopinată a unor jucători de la Sporting Roșiori de Vede. Printre jucătorii cu experiență pe care i-ați enumerat mai devreme, lipsea și Lăcoviște, capitanul de drept al... Lăcoviște era cel care îmi vine acum în minte, capitanul formației, un om despre care dumneavoastră a spus că ați construit echipa în jurul lui. Va fi la baraj, ce e cu el? Da, nu vreau să vorbesc foarte multe despre jucători în general. Site-urile de specialitate mai discută și din ce aud prin oraș. Mi s-a spus că Vișan și cu Lăcoviște sunt plecați. Din păcate, Vișan nu a fost plecat. Vișan a fost în Voidău noi. A avut o problemă. Dar Lăco, într-adevăr, și a exprimat dorința să nu participă la jocul de baraj. Nu vreau să comentez mai multe. Voi spune mai multe după baraj, dacă va fi cazul. Dar aș prefera să fie lucrurile să rămână aici între noi și... Da, o grea pierdere lipsa lui Lăcoviște. Încerc o întrebare, poate hazardat. Dacă iese bine la baraj, Lăcoviște îl mai vedem în tricoul lui Sporting? Nu, v-am spus. A spus că capitanul echipei. Sporting Roșior nu are capitan de echipă. Capitanul echipei este echipa. Deci la Roșior de Vede, cel puțin de 2 ani, când sunt eu, nu există capitan de echipă. Există decât un antrenor și un antrenor secund și un conducător care conduce. Și în privința lui Lăco, nu știu, ne gândim, pe el nu l-a dat nimeni afară, el și-a exprimat dorința de a nu merge la baraj și cam atât. Restul nu vreau să discut prea multe, pentru că nu îmi stă în caracter. Aș putea să-mi pun poalele în cap acum, să spun ce... Dar v-am spus, nu vreau. Prefer să rămână între noi, între mine și el, cu toate că el n-a avut o discuție, deocamdată n-a avut o discuție. L-aștept și săptămâna aceasta să avem o discuție. El în ultima perioadă a jucat mai puțin. Și în al doilea punct de vedere, fotbalul n-a început nici cu mine, nici cu Lăco, nici cu Hagi, nici cu Gică Popescu și nu se termină cu ei. Deci fotbalul merge înainte, are cursul lui înainte. Indiferent că mai există un jucător sau nu. Din punctul meu de vedere, sincer vă spun că niciun jucător nu e o pierdere. Într-adevăr, se cunoaște, dar nu cred eu că e o pierdere nimeni. Eu, după părerea mea, eu spun că el a greșit un pic și atât. Mă opresc aici. Să punem punct aici cu subiectul Lăcoviște. Ne apropiem de baraj, suntem cu o săptămână practic înaintea meciului de baraj pentru promovare în Liga 3. La ora actuală, cum se prezintă lotul lui Sporting Roșiori de Vede? Ce număr de jucători luați în calcul pentru alcătuirea raportului de joc de la meciul de baraj, pe care îi veți transporta acolo unde se va juca? Cam câți jucători aveți la dispoziție și dacă sunt, din alte motive, indisponibilități de altă natură, jucători care pot lipsi sau rata barajul? La momentul acesta, într-adevăr, foaia de arbitraj suportă 11, minimul 18, maximum. Eu cred că avem 15 jucători valis, vom completa cu 3 jucători de junior de la echipa de junior pentru a completa raportul și dacă în cazul în care avem nevoie, noi am folosit în ultimele etape, am folosit frecvent câte 20-25 de minute, câte 1-2 jucători, când scorul a permis-o, pentru a le-a da un pic de încredere în ei. Atmosfera e bună la Roșiori la momentul ăsta și suntem optimiști și jucătorii sunt optimiști și cred că vom face, eu sper și cred, am încredere că anul acesta nu vom mai rata. Acum rămâne de văzut dacă toate lucrurile au fost ok, făcute până acum, așa cred. Sper să culegem și roadele, adică promovarea. Domnule președinte, poate că nu trebuie dezvălui, dar cam cum va fi săptămâna asta, premergătoare jocului? Aveți un program special pentru băieți, mai mult de relaxare, ședințe tehnice, discuții? Nu e niciun secret în pregătirea unei partide cu asemenea importanță. Vă pot spune programul, nu avem niciun secret față de nimeni.
Marți seara echipa va intra în cantonament. Vor urma miercuri două antrenamente, joi 1, vineri 1, în funcție și de posibilitățile care financiar o să analizez acest lucru cu, și cu antrenorul echipei. Posibil să plecăm de joi după vineri după masă la Slagov sau posibil să plecăm în ziua jocului. Aș fi de preferință să plecăm în ziua jocului, dar dacă antrenorul și băieții cred că e mai ok să plecăm o zi înainte, niciun fel de problemă, vom face lucrul acesta. Domnule președinte, pe finalul discuției noastre, o întrebare care poate fi ingrată, dar pentru că e greu de crezut că ne vom mai vedea pe parcursul acestei săptămâni, luați în calcul și un eșec sau mergeți doar pentru a câștiga și nu v-ați făcut niciun plan pentru ce se va întâmpla dacă, Doamne ferește, al doilea an la rând Sportingul rămâne în fotbalul județean? Va mai continua Sporting cu dumneavoastră, președinte? Da, am luat în calcul și acest lucru. Nu știu, nu pot să vă spun la momentul acesta dacă în cazul unui eșec cred că n-aș mai putea eu să continui. Eu aici asta deja este format o echipă, deja format un grup, sunt, dacă nu mă înșel, 40 de jucători cu contracte în derulare, adică 2015, 2016, 2017. Normal ar trebui să înceapă, să vină altcineva în locul meu, să preia munca și să continuă ce am făcut eu bun, ce am făcut rău, să dea la o parte și să meargă în continuare. Nu depinde de mine, depinde de factorii locali și eu cred că nu se poate lăsa orașul fără echipă, cel puțin în Liga Prata. Probabil că se vor înțeleg jucătorii mai tineri, mai bătrâni, se vor promova mai mulți tineri și fotbalul va continua, v-am spus încă o dată. Nu a început cu mine, fotbalul nu se va termina cu mine. Nu e niciun fel de problemă. Eu mă voi da la o parte cu conștiința împăcată că am făcut tot ce depinde de mine pentru a duce echipa în Liga 3. Că am reușit, e ok, n-am reușit. Trebuie la un moment dat să știm să ne retragem și să lăsăm locul și altuia. Scurt pe doi, domnule președinte, este la final. Se califică Sporting? Eu zic că în proporție de 80% vom câștiga barajul.